Autoritatea Electorală Permanentă a desfășurat în luna februarie 2015 487 de controle la nivel național în scopul îndeplinirii principalelor obiective ale activității de instruire și control electoral. În urma acestora au fost aplicate 166 de sancțiuni, 65 dintre acestea concretizându-se prin amenzi în cuantum în total de 66.000 de lei, iar 101 prin avertismente. Un avertisment a primit și primăria Prigoria pentru că a încălcat legea numărul 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. Reprezentanții AEP au verificat modul de efectuare a înregistrărilor ori a radierilor din registrul electoral conform prevederilor legale în vigoare. Modul de actualizare a listelor electorale, precum și modul de păstrare și recuperare a materialelor de logistică electorală. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că va continua să efectueze astfel de controle. Anul trecut, înainte de alegerile prezidențiale, alte 5 primării din Gorj au fost amendate de AEP. Motivul sancțiunilor a fost unul simplu. Primarii nu au operat în registrul electoral al cetățenilor cu drept de vot din România modificările pe care legea îi obligă să le facă în diverse cazuri, precum decesul unei persoane, ori dacă persoanei în cauză i s-a interzis prin hotărârea magistraților dreptul de a vota. Este cazul primăriilor din Dragotești, Fărcășești, Urdar și Ionești. Pe de altă parte, primăria Ciuperceni s-a ales doar cu avertisment pentru nerespectarea legilor.